Am intenția să încerc un răspuns la o întrebare adresată de un urmăritor online care ne spune următoarele. Ce ar trebui să fac în cazul unui soț care nu vrea să renunțe la alcool și la nopțile pierdute prin baruri cu prietenii, în care timp își neglijează soția și copilul? Adevărul este că acest scenariu, din nefericire, este foarte des întâlnit. Incompatibilitatea evidentă dintre cei doi soți pune presiune pe relația lor de familie, care se inflamează tot mai mult. Întrebarea este următoarea: ce se poate face într-o familie unde unul dintre cei doi soți este imatur, irresponsabil și sau dependent de substanțe, jocuri de noroc și imoralitate? Prima sugestie este: roagă-te, postește și citește Biblia. Dumnezeu ascultă rugăciunile, se implică în viețile oamenilor și uneori face minuni. Dacă simți că partenerul se poartă ca un vrășmaș al tău și îți produce amărăciune, amintește-i că Biblia spune: iubiți-vă vrășmașii, Matei 5. Când te simți epuizată și te încearcă gândul să renunți, adu-ți aminte că Biblia spune să nu părăsești legământul căsătoriei, Cartea Maleahi, capitolul 2. Vorbește frumos cu partenerul, atacând problema, nu persoana. Alege un timp potrivit pentru asta, nu o face nici oricând, nici oricum și nici oriunde. Vorbește fără să ridici tonul, fără să vorbești cu superioritate. Evită să devii istorică, reproșându-i lucruri din trecut. Ține-te de subiect. Fă efortul necesar ca să nu te lupți cu partenerul. Voi sunteți din aceeași echipă, echipa familiei voastre. Vorbește cu el și încearcă să identifici factorii care îl motivează să aibă astfel de priorități greșite. Poate acesta e mediul în care se simte apreciat și acceptat. Poate asta îl face să se simtă puternic și important. Poate îl ajută să se simtă împlinit și fericit. Poate îl face să se simtă mai vesel, să uite de anumite probleme pe care le are. Poate se simte singur, neînțeles, trist și neîmplinit. Încearcă să găsești activități care înlocuiesc aceste apucături. În felul acesta nu va mai avea timp pentru obiceiurile și dependențele lui. Nu uita că orice poveste este formată din două povești. Ascultă și povestea lui și evită reacția de a te apăra. Fii sinceră. Tu vrei să câștigi în lupta ta cu soțul sau vrei să fiți fericiți? Gândește-te la întrebarea aceasta. Ascultă până la capăt povestea lui și încearcă cu sinceritate să identifici unde și câte procente are dreptate în ce spune. Pune-i limite și lasă-l să suporte consecințele dacă le depășește. Între bunătate și slăbiciune este o mare diferență. Nu uita asta. Ai grijă, dacă pui presiune prea mare, el va simți că vrei să-l domini, să-l controlezi și va începe lupta. Tratează-l ca pe un adult, nu ca pe un copil. Evită cât poți de mult să devii mama lui. În felul acesta va fugi de tine. Ieși din rolul de salvator. Dacă constați că el nu dorește să părăsească starea de dependență în care se găsește, deși ar fi ideal să dorească asta. Evită să devii codependent. Aceasta este o capcană care te va prinde și pe tine. Când devii codependent, soțul devine victima alcoolului sau a imoralității, iar tu devii victima soțului. Triunghiul lui Karman explică situația aceasta prin cele trei roluri ale relației conflictuale: agresorul, victima și salvatorul. În contextul relației de cuplu, partenerul dependent este victima, iar tu ești salvatorul. În situația în care ești salvator, uiți de tine și devii victima partenerului dependent. În această situație, e timpul să te salvezi mai întâi pe tine din starea aceasta. În general, te gândești cum să-ți salvezi partenerul sau cum poți să-ți salvezi copilul, însă acum este timpul să te gândești cum te poți salva pe tine. Nu uita! Tu îl poți ajuta doar atunci când el îți cere ajutorul. Însă dacă încerci să-l ajuți împotriva voinței lui, se va îndepărta de tine și situația va deveni mai rea. Ține minte, niciunul dintre cei doi soți nu va reuși să-și schimbe partenerul, fiindcă se poate schimba doar pe sine însuși. Dacă ești soție, evită să te lupți cu soțul. Lupta este o atitudine masculină. O să citez un pasaj din 1 Petru capitolul 3. Soțiilor, să fiți supuse, respectoase soților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere.
Podoaba voastră să nu fie podoaba exterioară, ci podoaba din interior, omul ascuns al inimii în curăția unui duh blând și liniștit. Fără să ne dăm seama, putem deveni prizonierii ideologiei nespirituale care îndeamnă la luptă. Nu faceți din casa voastră un teatru de război, pentru că nu va câștiga nimeni, nici soțul, nici soția, nici copiii. Este bine să nu blamăm prea mult pe cel dependent, să nu-l judecăm toată ziua, bună ziua, fiindcă la un anumit punct nu va mai ține cont de ce îi spui, pentru că nu depinde doar de voința lui proprie. Aceasta este o problemă de chimie a sistemului endocrin, o recompensă pe care o primește cu fiecare repetare. De fapt, dependența este o tulburare psihică greu de controlat, fiind localizată în dimensiunea inconștientului. Asta înseamnă că dependentul nici măcar nu-și mai dă seama că are o problemă. Dependența este un obicei, un tipar comportamental care se instalează în urma repetării unei acțiuni, fără ca să mai fie nevoie de alegerea conștientă și intenționată de a face acțiunea respectivă. Dependența este un fenomen, este un tipar, este un automatism care se instalează în creier, pe suportul unei funcții. Dependența este, pe de o parte, o problemă comportamentală care se automatizează prin repetare, însă pe de cealaltă parte este o problemă chimică, datorită eliberării unor substanțe chimice, unor neurotransmițători, adică mesageri chimici. De pildă, endorfina, care e hormonul fericirii, dopamina, care e hormonul plăcerii, serotonina, care e hormonul bucuriei și oxitocina sau adrenalina, care este hormonul dragostei. Odată instalată dependența, omul nu mai poate renunța la repetarea automatismului prin simpla folosire a voinței. Încearcă să-l ajuți mai mult decât încerci să-l schimbi. Dacă vei încerca să-ți schimbi partenerul, vei critica. Dacă vei încerca să-l ajuți, îl vei înțelege, îl vei ajuta oferindu-i iubire, valorizare, acceptare și conexiune. Chiar acum poate te gândești că el nu merită să-i ofere aceste lucruri și ai dreptate, nu merită, însă doar așa îl poți ajuta. Aceste patru atitudini devin medicamentele care vindecă relația, motivează și ridică. Iubirea, valorizarea, acceptarea, conexiunea. Critica dimpotrivă respinge, îndepărtează și izolează. Ajută-ți partenerul. Ajută-l cu înțelepciune. Ajută-l eficient. Ajută-l cu ajutorul lui Dumnezeu.